Din epoca greco-romană și până în prezent, aceste două biserici sunt mărturii ale evoluției vieții religioase creștine. Și pentru ca tezaurul credinței să fie cât mai plin, iată, aici, la Marghirghis, uneltele de tortură ale aceluia care a fost martirizat în Lida Palestinei și al cărui cap se află acum în Livadia Greciei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Roata țintuită care i-a sfâșiat trupul atunci, în anul martiriului 304, încălțămintea de fier cu cuie înroșită în foc, lanțurile și cătușele, stâlpul de care a fost legat, toate la oaltă picături de suferință pentru slava Bisericii lui Hristos. Și din nou, întrebări mai mult sau mai puțin retorice. Cum ar fi arătat astăzi un Egipt creștin? Ce s-ar fi întâmplat dacă Saladin sau Salah al-Din, despre care aminteam mai devreme, nu ar fi cucerit Ierusalimul? Care ar fi fost configurația Europei dacă turcii ar fi ales pentru expansiune varianta nordică în locul Khorasanului, Isfahanului, Armeniei și Anatoliei? Și mai ales, cum s-ar fi aruncat zarurile istoriei dacă măcar una dintre cruciadele sfărăitoare ale principilor apuseni ar fi fost conectată la responsabilitatea istoriei și misiunii pe care o purta pe umeri? Cuceriri și cuceritori, și așa cum spuneam, greu de precizat care sunt unii și care ceilalți. Ispite și ispitiri în sensul descifrării semnelor timpului, care pășește peste oameni, ce au iluzia că domină locuri și lucruri. Vremelnice plămădiri sub zodiile alcătuite de mâna omului.